Cocaina pentru vipuri se transformă în cocaină pentru maneliști. Florin Salam este doar primul nume pe lista de învinuiți a procurorilor DIICOT. Simona Boțoc Popovici ne explică. Simona, bună seara. Cine urmează? Bun găsit, ar putea urma alți 5 maneliști pentru care se anunță multe probleme fără număr. Ar trebui spus că informații despre aceste 5 nume cu greutate ar fi fost date chiar de chitaristul din trupa lui Florin Salam, iar în acest moment anchetatorii au numele pe masa de lucru. Ei verifică dacă denunțul se coroborează cu celelalte probe din dosar. Trebuie spus că există și fotografii și înregistrări video de la anumite petreceri unde s-ar fi consumat stupefiante. Dacă informațiile sunt reale, nu este exclus ca zilele următoare să asistăm la noi percheziții și audiere aici la parchetul general. În acest moment însă este cert, Florin Salam are grave probleme cu legea, el este anchetat pentru deținere de droguri de mare risc în vederea consumului. Este o infracțiune care se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare. Ce-ar putea să mă mai bucure pe mine? Bani? Dacă mi-e rușine, mi-e rușine de fata mea și de băiatul meu. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să crească fetița și băiatul. Vin dolarii ca pe bandă, parcă am telecomandă. Și-a trăit viața ca într-un mare casino. A pus la bătaie bani, mașini și, spun unii, case întregi. A pariat totul și a câștigat doar în videoclipuri. În realitate, Florin Salam mai are o singură miză. Copiii. Copiii mei sunt cei mai frumoși. Sunt foarte cuminți. Au încredere în tata lor, care le face zile frumoase. Ar putea să le întunece viața dacă acuzațiile procurorilor se dovedesc adevărate, să devină tatăl din pușcărie. Este foarte importantă calitatea timpului pe care îl petreci cu copilul și ce anume îi dai. După concerte, deplasări și petreceri cu interlopi și cămătari, găsea timp și pentru copiii crescuți mai mult de mamă. Pentru manelist era paradisul pe pământ. Tu ai auzit și știi ce înseamnă rai? Știi cumva, ai văzut raiul pe pământ? Într-o zi neagră din 2009, deși era înconjurat de un oraș întreg, Florin Salam s-a simțit cel mai singur dintre oameni. Și-a condus soția la mormânt și a făcut primul pas spre droguri. A recunoscut-o. S-a întâmplat de mult după ce a murit soția mea. E adevărat că acum 5 ani am avut o viață mizerabilă după ce a murit soția mea. Pentru ea? Aș fi făcut orice. 20 de ani aș fi muncit pentru o zi. Munca nu a abandonat-o. Când nu înregistra cu celebrul Bregovici sau semna contracte în afară, cânta la masa celor mai cunoscuți mafioți ai României. Gurile rele spun că era un mod de a-și plăti datoriile imense. Nu de puține ori interlopii și-ar fi dorit asta. Patima pentru jocurile de noroc și praful alb l-ar fi făcut pe Salam să ia bani fără număr și să uite să-i mai dea înapoi. Stătea cu orele la ruletă și pierdea 10.000 de euro pe noapte. Între timp, fiul de 9 ani și fata de 13 au crescut cu rudele mamei. Manelistul se ocupa de educația altora. Oameni buni, cel mai bun drog este arta, consumați arta. Asta spunea pe scenă, în spatele ei măsura liniuțele. Tot procurorilor l-a spus însă și că s-a lăsat, de dragul copiilor lui. Acum însă procurorii îi urmăresc fiecare pas. Cât ești nevinovat, Dumnezeu îți dă putere să mergi mai departe. Știi când nu îți dă putere, când ești vinovat.